Creștinii ortodoxi serbează astăzi, 6 iunie 2019, înălțarea Domnului la 40 de zile de la Înviere, zi în care în toate bisericile, mănăstirile și catedralele din țară și din străinătate sunt pomeniți eroii români. Un praznic al Bisericii Române adaptat din 2003 ca sărbătoare națională. Cinstindu-ne astăzi eroii, comemorându-i pe cei care și-au dat viața pentru ca România să dăinuiască, facem un gest firesc de apreciere a trecutului, dovedind că suntem un popor care ne asumăm integral istoria, într-o lume complet bulversată de evenimente politice și naturale. Să ne oprim o clipă și să privim astăzi și întotdeauna către istoria plină de fapte mărețe, de legende și de eroi simpli. Fiecare zi să fie o zi a demnității și a mândriei de a fi român, în care să prețuim ceea ce au făcut înaintașii noștri, în fața cărora trebuie să ne plecăm frunțile pentru a păstra amintire veșnică jertfei lor. Glorie eternă memoriei eroilor neamului românesc! Pentru completa informare a dumneavoastră privind derularea activităților de astăzi, vă voi prezenta programul. În câteva secunde urmează alocuțiunea domnului primar Ioan Bujor, apoi vom depune coroane la Monumentul Eroilor Neamului Românesc. Urmează programe artistice efectuate de copiii celor 3 școli cu personalitate juridică, apoi în jurul orei 13 așteptăm fețele bisericești pentru oficierea slujbei de pomenire a eroilor neamului românesc. Domnul primar, vă rog. Da, Hristos s-a înălțat și bine ați venit la comemorarea eroilor neamului din Comuna Dofteana și nu numai. Stimați cetățeni ai Comunei Dofteana, cei prezenți și cei care astăzi, din motive bine întemeiate, nu ați putut să fiți alături de noi, vă spun tuturor bun venit și vă fac informația următoare, căci monumentul eroilor din curtea localității noastre, din curtea Unității Administrativ-Teritoriale Dofteana, a fost finalizat în primăvara anului acesta, chiar cu câteva zile în urmă, datorită timpului nefavorabil. Așa cum îl vedeți dumneavoastră, acest monument a fost construit și inaugurat în anul 1930, la data de 29 mai. În perioada în care regele Mihai I conducea România. Observ că astăzi sunt prezenți alături de noi instituții sau conducători, mai bine zis, ale instituțiilor statului, a instituției Unității Administrativ-Teritoriale, a dispensarelor medicale, a societăților comerciale, a poliției locale, poliției rurale și altele. Astăzi, ca de fiecare dată, la înălțarea Domnului spre ceruri, când se sărbătoresc cele 40 de zile de la nașterea Domnului Iisus Hristos, creștinii în întreg universul sărbătoresc înălțarea Domnului la ceruri, fiecare pe etape, știm destul de clar, frații noștri catolici cu o săptămână în urmă, acum a venit rândul nouă și apoi alții, dar cu toții suntem creștini. Aș da citire unui scurt speech de-al meu și aș spune câteva lucruri despre eroi. Eroii nu au vârstă, nu au uniformă și, din păcate, unii nu au nici nume. În schimb, noi avem datoria de a-i comemora, de a le aduce unor eroi onorul depus de noi. Noi avem datoria de a-i comemora, încă o dată vă spun, de a-i pomeni și de a oficia rugăciuni în slujba lor. Cunoscuți sau necunoscuți, toți eroii trebuie să primească prin osul nostru și recunoștința. Indiferent de locul de unde au pornit, indiferent de locul unde au ajuns, dincolo de tot, dincolo de noi, depunem azi simbolul mulțumirii noastre pentru sacrificiul lor. Astfel vă invit în cele ce urmează să începem ceremonia de depunerea coroanelor la Monumentul Făuritorului României Mari, din curtea Primăriei Comunei Dofteana,
monument ridicat în cinste eroilor căzuți în războiul dintre anii 1916-1919, inaugurat la 29 mai 1930. Acesta este construit din piatră cioplită, având pe cele patru laturi aplicate câte o placă de marmură pe care se află inscripționate numele eroilor din Comuna Dofteana, acelor căzuți în câmpul de luptă a războiului din 1877, știm cu toții războiul de independență, războiul din 1916-1919, războiul din 1941-1945 și, de ce nu, comemorăm tot astăzi eroii care au căzut și au jertfit viața în Revoluția din 22 decembrie 1989. Dacă citim cu toții pe acele plăci comemorative, scrie destul de clar: noi am apărat patria, voi aveți datorie sacră și sfântă să o păstrați neștirbită. Vreau să vă informez că în cadrul localității Dofteana, unități administrativ-teritoriale, avem în evidențele noastre un număr de 30 de veterani și văduve de război. Dar avem doar un singur veteran de război care se mai află în viață și 29 de persoane care sunt văduve după veteran de război. Singura persoană care este, și aș vrea să-l nominalizez, Costache Ion, care zicem noi fostul pădurar Sagin de la Larga, care trăiește și mâine împlinește vârsta de 94 de ani, care este născut pe data de 7 iunie 1925. Celelalte 29 de persoane sunt persoanele care sunt văduve după veteranii de război, care dumnealor le-au fost soții, care dumnealor le-au fost probabil copii la acele momente, care astăzi au venit să-i comemorăm împreună cu dumneavoastră. Vă informa doamna viceprimar, dar cred că a depășit lucrul acesta, a uitat să vă spună că începând cu orele 13 va fi oficiată o slujbă de pomenire de către preoții catolici și ortodoxi din localitatea noastră și așteptăm de fiecare dată cu mare drag. Dumnealor întârzie și vin la orele care v-am spus mai înainte, orele 13, pentru că și la biserică se oficiază slujba tot în cinstea eroilor, inclusiv în cimitirile din localitatea noastră. Astăzi, din ceea ce am fost informat, avem coroane de flori din partea mai multor instituții ale statului, cum vă spuneam, atât școlile cât unitatea administrativ-teritorială, partidele politice la rândul dumnealor, indiferent de coloratura dumnealor politice, care au fost invitați în mod special prin hotărârea Consiliului Local din luna mai 2019. Atunci au fost invitați partidele politice, conducătorii instituțiilor statului, societățile comerciale, cadrele didactice, copiii de la toate școlile și inclusiv toate persoanele fizice și juridice din localitatea noastră. Sub directa conducerea doamnei viceprimar, veți fi nominalizați, încolonați, iar rog respectos cei care depun coroane pentru veteranii de război să ia loc în față, doi reprezentanți care au fost nominalizați de către doamna viceprimar, împreună cu steagul veteranilor de război. Primăria Comunei Dofteana, reprezentată de domnul primar, de până Comana. Postul de poliție Dofteana, Poliția Națională. Poliția Locală Dofteana. Juridică, Școala Gimnazială Scarlat Longhin, Școala Gimnazială Hedia și Școala Gimnazială Cubieț. Cabinete medicale individuale, domnul David Zolt Alexandru și domnul doctor Buclea. Odomet, doamnele doctor Columbin Valeria și Bucur Mihaela. Formațiuni politice reprezentate în Consiliul Local Dofteana, Organizația Locală PSD Dofteana și Organizația Locală PNL Dofteana.
Avem și alte formațiuni politice, organizația PSD Regional, organizația Tineretul Județean. Alte formațiuni politice. Societăți comerciale, Prodimar SRL, Enix SRL, BVN Promobile Dofteana, SC FIS SRL Dofteana, SC Zaptur Dofteana, AIM Croată SRL Dofteana, Avangard Dofteana, Coop Dofteana, I. Iorga Florălie Dofteana, SC Dasma, Oficiul Postal Dofteana, Farmacia Domnițelor, Asociația Dat Introdușene, o coroană din partea cetățenilor de onoare ai Comunei Dofteana, alte societăți care au venit la Societatea comercială de răspundare. Mulțumim tuturor care s-au gândit pentru o clipă să avem comunicul nostru mariu, eroi urmă de program artistic pregătit de elevii școlilor gimnaziale Cucuieț și Larga. Acest program cuprinde parte de folclor. Îi aveți în fața dumneavoastră pe membrii trupa cea mai tânără a ansamblului Dat Introdușene, orchestra de muzică populară și grupul vocal al ansamblului nostru, după care îi veți urmări pe o parte din dansatorii ansamblului Dat Introdușene, dansatorii tineri. Sperăm ca programul nostru să placă. Este un spectacol live, ceea ce are o cu totul altă calitate decât înregistrările. De aceea am dorit din partea dumneavoastră să încurajați cu aplauze acești copii care trăiesc din plin momentul zilei de astăzi. Thank you.
face. Ai, e verde.
moment artistic prezentat de Rikindei de la Grădinița cu program Prelungit Dofteana. Thank you.
Obligația să mulțumesc familiei Vasile Gâtu și Sorina Gâtu pentru efortul pe care l-a făcut și îl fac în continuare pentru a forma acești copii juniori și seniori care fac parte din ansamblul artistic Datin, dacă zic bine, da? Așa, felicitări pentru toți cei care sunteți cadre didactice la școala gimnazială din Cucuieți și Larga pentru programul artistic pe care dumneavoastră l-ați prezentat frumos de fiecare dată. În premieră aș vrea să vă informez căci în următoarele zile Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana va încheia un contract cu o persoană care este de aici din Dofteana, din Cucuiesc, se numește Petronela Radu, în care dumneei va forma și dumneei la rândul lor tinere sau talente locale din localitatea noastră care știe și pot să cânte, care au voce, care au înclinații. Noi le acordăm maximul de sprijin și sper că la anul pe această piațetă, dacă se poate și mai devreme, să avem mai multe talente tinere și care dumnealor vor duce în continuare, vor duce mai departe portul popular românesc, va duce în continuare Datin și obiceiuri din localitatea noastră și nu numai. Aș dori, dacă vreți, să facem o poză de grup și încă o dată mulțumesc inclusiv celor care au fost
aici pe scenă, pe piațetă, acești copii de la grădinița cu program prelungit. Ei n-au putut să fie ținuți mai mult datorită faptului că, vedeți dumneavoastră, îi cald, ne-a dat Dumnezeu și căldură și în condițiile astea și-au făcut spectacolul, ritualul dumnealor și s-au retras în sele de clasă. Scarlat Lunghin Dofteana vă va capta atenția în următoarele minute, doamna profesoară. Elevii ciclului gimnazial de la școala Scarlat Lunghin au conceput o scrisoare dedicată urmașilor lor, deci urmașilor noștri care vor atinge bicentenarul. Ne-am gândit să vă mânăm și dumneavoastră la primărie un exemplar și să faceți de așa fel să lăsați vorbă peste vorbă ca acest document să fie citit în anul 2118. Da, mulțumesc frumos și sunt profund emoționat. Am să o transmis celor care vor veni în urma noastră, cei care conducem astăzi, bineînțeles că va veni și ziua când va veni și alții în locul nostru. Vă mulțumesc frumos celor care ați organizat, celor care ați gândit așa ceva și în ultimul rând, dragi copii, vă mulțumesc foarte mult pentru așa ceva. O să citesc eu prima dată și o să o las în Biblioteca Unității Administrative Teritoriale Dofteana. Doamna profesor Buculeț, o vedeți, doamna este pensionară, dar are și mari emoții, când mi-a dat-o chiar tremura. Vă mulțumesc, doamnă, să rămână cu tot respectul. Dumneavoastră sunteți acei care ați adus acel steag mare, în care a fost pus pe toate rețelele de socializare, care simboliza împlinirea 100 de ani de la Marea Unire. Marea Unire, care știm cu toții, a avut loc la data de 1 decembrie 1918 pe Marea Câmpie a Plajului, în condițiile în care acel locotenent comandor a zburat cu documentația aeroportul din Bacău timp de aproximativ 3 ore, acolo unde a dus-o pe Marea Câmpie a Plajului, la cetatea Plajului, și s-a stabilit pentru totdeauna unirea și formarea României Mari. Iată că la 1 decembrie, cu această ocazie, Unitatea Administrativ Teritorială a invitat o companie militară formată din mai multe profile militare și au defilat în fața dumneavoastră prin zona Casei de Cultură, acolo unde am avut și tot ceremonialul, unde noi am înmânat diploma de cetățean de onoare a 3 persoane. Mulțumesc tuturor celor care au gândit această carte, mulțumesc conducerii școlii Scarlat Lunghin din Dofteana. Mulțumesc dumneavoastră, dragi copii. Din aceste motive, noi vă mulțumesc. Noi, administrația publică locală, vă stăm la dispoziție și ați văzut în săptămâna ceea ce a trecut, am dotat școala cu 10 calculatoare performante, cu 3 videoproiectoare. Până la data de 1 iulie va fi gata și grădinița cu program normal, cu 4 săli de clasă și cu dotările necesare, care va începe începând cu 15 septembrie, odată cu începerea anului școlar. În cursul zilei de astăzi a fost dotată școala din satul Cucuieți și Larga cu 10 calculatoare, 3 videoproiectoare și jucării pentru toți
copiii de la cele două grădinițe, Larga și Cucuieț, în valoare de 10.000 de lei. Administrația publică locală și-a îndreptat și se îndreaptă în permanență atenția către școlile din localitatea noastră să aibă toate dotările, tot strictul necesar care stă la baza fluidizării școlilor din localitatea noastră, să aibă tot strictul necesar pentru că acești copii sunt și vor fi generatorul de educație în întreg universul. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați pregătit astăzi, mulțumesc conducerii și întregii capacități școlare. Vă mulțumesc! Biserica bătă.
Mulțumim doamnei profesor Bulcuresc pentru frumosul program artistic, frumos și emoționant, care demonstrează că elevii școlii gimnaziale Scarlat Longhin nu numai sunt dornici de cunoaștere, cât sunt și foarte talentați. Mulțumim încă o dată, mulțumim conducerii școlii gimnaziale Scarlat Longhin. Toți la fel de elevii școlii gimnaziale Hăgheac vor prezenta un scurt program artistic. Thank you.
Mai aproape de hotare să ne facem Dacia. Cine trece în valea seacă cu angelul fără teacă și cu pieptul desfelit, Andrei Popa ce-n găsit, Andrei Popa ce-n găsit. E haiduc, hei, hei, și e vestit, hei, hei, Andrei Popa ce-n voinit. E haiduc, hei, hei, și e vestit, hei, hei, Andrei Popa ce-n voinit.
7 ani cu voinicie și-a făcut joc de bovie. Și tot tragă neîncetat, Andrei Popa, hoț bărbat, Andrei Popa, hoț bărbat. E, ai duc, hei, hei, și e, vestit, hei, hei, Andrei Popa, cel voinic. E, hai duc, hei, hei, și e, vestit, hei, hei, Andrei Popa, cel voinic. Zi și noapte, tot călare, trage vinci în drumul mare. Și din țară, peste tot, cum e feric în ce pot, cum e feric în ce pot. E, hai duc, hei, hei, și e, vestit, hei, hei, Andrei Popa, cel voinic. E, hai duc, hei, hei, și e, vestit, hei, hei, Andrei Popa, cel voinic. Tot el are o pușcă plină, cu trei glos la rădăcină. Și-are un mult de 4 ani, care mușcă din dușman, care mușcă din dușman. E, hai duc, hei, hei, și e, vestit, hei, hei, Andrei Popa, cel voinic. E, hai duc, hei, hei, și e, vestit, hei, hei, Andrei Popa, cel voinic. Și-are tras de cruce 7, care-a sub sânge cu lapte. Și nu-i pasă de nimic, Andrei Popa cel voinic, Andrei Popa cel voinic. E, hai duc, hei, hei, și e, vestit, hei, hei, Andrei Popa cel voinic. E, hai duc, hei, hei, și e, vestit, hei, hei, Andrei Popa cel voinic. Mulțumim. Iubirea și ia-mă de mână, alături de noi încă doi
Gata? Da? Da? Mulțumim conducerii școlii gimnaziale Hăgeac, mulțumim domnului director Pașcu pentru programul frumos, mulțumim domnului profesor Debrețin Tiberiu pentru program. În același timp, țin să mulțumesc în mod special doamnei învățătoare Ana Hanganu, sufletul tuturor activităților cultural-artistice de-a lungul timpului. Activitatea domniei sale a fost încununată anul trecut prin decernarea diplomei de cetățean a Comunei Tofteana. Țin să o felicităm și vă rog să o aplaudăm din toată inima, pentru că astfel de oameni se nasc în un învățământ odată la 100 de ani. Mulțumim, doamna Ana, și chiar după ce... Unde? A plecat? A plecat. În același timp, tot de la școala gimnazială Hăgheac, un alt învățător a primit diploma de cetățean de onoare, domnul învățător Sava Florin, care astăzi este în mijlocul nostru și care ține să ne prezinte un discurs în versuri, mai bine zis, o poezioară, creația domniei sale, chiar dacă este la pensie, cadrele didactice mai și compun. Mulțumesc! Vreau în primul rând să mulțumesc domnului primar Ioan Bujor și să-l felicit pentru întreaga activitate a celor trei mandate de primar de succes, care iată însumează acum peste 11 ani de activitate. De asemenea, vreau să-i felicit și pe toți cei care l-au ajutat de-a lungul timpului pe domnul primar, adică pe doamna viceprimar Camara Dana, pe toți domnii consilieri, precum și aparatul de specialitate al primăriei Dofteana. Pentru întreaga activitate a domnului primar, eu am compus o poezie intitulată Regele Primarilor. Vă rog să ascultați cu atenție, să vedem dacă se potrivește acest titlu. În primele trei mandate, tot lucrând mereu cu spor, ați făcut comuna noastră ca o floare de bujor. Poduri, podețe, șosele, kilometri de asfalt, prin toate satele noastre s-au construit neîncetat. Grădinițe, școli, biserici, săli de sport, biblioteci, cabinete pentru medici, proiecte câteva zeci. Case de cultură, piață, spectacole cu orchestre au adus o nouă viață și Dofteana înflorește. Obiceiuri și tradiții la cumpăna dintre ani, concursuri, flori, artificii, cupe, diplome și bani. Va apărea ca un vis și sala de sport Abis, un izvor al fericirii în vechea groapă a mașinii. V-ați bătut pentru proiecte, pentru bani și cu hau-hau. Te credeau finanțatorii că a venit la ei bau-bau. Pentru toate aceste fapte am la inimă un dor. Vă numesc întotdeauna Regele Primarilor. Pentru un orășel de munte mai sunt multe de lucrat. De aceea cel mai cult e să aveți încă un mandat. Mulțumim, domnul doctor Sava, pentru că nimic nu se face fără Dumnezeu. O tânără vrăstară a școlii gimnaziale Scarlat Lăgin vrea să mai răpească câteva minute atenția. Poftim, domnișoară. Dumnezeu cel bun și sfânt ne-a dăruit acest pământ. România-i țara mea, dar au plecat prea mulți din ea. Românie, țară dragă, primește-ne acasă iară. Românie, Românie, ne-a de dorul de tine. Românie, țară mândră, țară mândră veche, nu-i lăsa român să plece, nu-i lăsa să plece. Dacă românii mai pleacă, dacă ei mai pleacă, rămâne țara săracă, rămâne săracă.
ne rușine și să spunem, Doamne, cum să spunem, ce am fost, am fost odată, noi am fost odată, munții noștri au în poartă, ei ne cam în poartă, noi cercim din poartă în poartă, tot din poartă în poartă. Noi ne-am depărtat prea iute de pământurile noastre și am ajuns străini prin lume, despărțise frați de case. Am uitat de monumente, de oarba mărășești Moiseni, de troița de la poartă, să faci cruce dreptul ei. Vatrale istorii stinsă, noi eram stăpânii țării, noi te-am părăsit pe tine, nu pada depărtării. Românie, țara veche, țara mândră veche, nu-i lăsa român să plece, nu-i lăsa să plece. Dacă românii mai pleacă, dacă ei mai pleacă, rămâne țara săracă, rămâne săracă. Ne rușine și să spunem, Doamne, cum să spunem, ce am fost odată, noi am fost odată, munții noștri au în poartă, ei ne au în poartă, noi cerșim din poartă în poartă, săracă țară bogată. Școli cu personalitate juridică, care prin strădania elevilor, domnilor lor, au încântat publicul cu aceste cântece emoționante și ne-au demonstrat încă o dată că trebuie și suntem români, mândria aceasta de a fi români nu o să ne părăsească niciodată. Mulțumim în același timp instituțiilor publice care și-au răpit din timpul dânșilor pentru a depune o coroană la Monumentul Eroilor Neamului, postul de poliție Dofteana, postul, mai bine zis, Poliția Națională, Poliția Locală Dofteana, SVSU Dofteana, cabinetele medicale reprezentate de doamnele doctor Severin Carmen, Porumbin Valeria, Bucur Mihaela și de domnii doctor David Zolt Alexandru și Buclea Petrică. În același timp, țin să mulțumesc tuturor societăților comerciale. Prodvicomir Dofteana, Prodimar SRL, Enix SRL, BVN Promobile Dofteana, SC Fiz Dofteana, SC Zap Tautur Dofteana, AIM Roată, Avangard Dofteana, Coop Dofteana, II Iorga, vorba de florăria Dofteana, SC Dasma SRL Dofteana, Oficiul Poștal Dofteana, Farmacia Domnița, Rara Design, Lăzărescu. Nu uităm și coroana depusă de persoanele care au primit diploma de cetățenei Comunei Dofteana și nu în ultimul rând membrilor ansamblului Datin Trotușene. Nu uităm de asemenea și de frumoasa coroană depusă de pensionarii Comunei Dofteana și pentru că suntem la pensionari și la persoanele care merită toată atenția din partea noastră, vreau să subliniez că în penultima ședință de Consiliu Local, celor care mai sunt în viață, veteranilor de război, văduvelor veteranilor de război, în semn de omagiu, de prețuire pentru tot ceea ce dânsii înseamnă pentru noi, au primit și vor primi la finalul activității suma de 40 de lei pentru fiecare, prin grija domnului primar și a membrilor Consiliului Local, cărora țin să le mulțumesc pentru că au apreciat și au susținut acest proiect. Vă mulțumesc totodată și dumneavoastră care ați răpit din timpul dumneavoastră prețios și sunteți alături de noi. În curând o să vină întregul sobor de preoți, o să fie întregit. Da.
invitați și preoții ca doriți. Da. În mijlocul nostru sunt reprezentanții Bisericii Ortodoxe, țin să precizez, așa cum spune și domnul primar, că și reprezentanții cultului catolic au fost invitați, probabil dânsii au alte activități. Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia. Cela ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le ghivenise, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, ziditorule, fă odihnă, Doamne, și sufletelor adormiților robilor tăi, că spre tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine zice limba te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le dai născunăscătoare de Dumnezeu nenuntită a credincioșilor mântuire. Ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Și a ta sfinților aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Chipul slavei tale cele negrăite să măcate și porănile păcatelor. Miluiește cu zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta, și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine, iarăși cetățeanul raiului. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robii tăi și așează rai, unde cetele sfinților tăi, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormiții robii tăi odihnește, trecându-le lor toate greșelile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o dumnezeire întregi străluciri, cu dreaptă credință să o lăudăm strigând. Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc. Luminează-ne pe noi care cu credință slujim ție, și ne scoate pe noi din focul cel de vânt. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te curată ceea ce ai primit pe Dumnezeu cu trot spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc afla mântuire prin tine, și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeu.
Aleluia, aleluia, aleluia. Slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia. Slavă ție, Dumnezeule. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeul, după mare mila ta. Ne rugăm ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Ne rugăm pentru digna sufletelor fericiților într-o adormire, eroi, ostași, pentru români, din toate timpurile, din toate locurile, care s-au cerfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să le așeze sufletele lor unde dreții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să-i cerem. Doamne, Doamne, miluiem, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavolul ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași, luptători români, din toate timpurile, din toate locurile care s-au jertfit, pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, odihnește-i, Doamne, pe toți eroii și ostașii români, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte, că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Tu ești învierea și viața și odihna fericiților într-o adormire, eroi, ostași, luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului și libertatea și demnitatea poporului român. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață păcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odihnește, Mântuitorul nostru, cu drepții pe robii tăi și să lăsluiește în curțile tale, precum este scris, trecându-i ca un bun greșelile lor cele de voie și cele fără de voie și toate cele cu știință și cu neștiință, iubitorule de oameni. Mare vieții văzându-i înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin alergând către tine, scoate din stricăciune viața mea, mult milostive. Sfinții, odihnește, Hristoase, sufletele adormiților lor.
singur, ești fără de moarte, celul ce ai făcut și ai zis pe om, iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți și la acel pământ vom merge, pe cum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământe și pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare, cântarea, aleluia, aleluia, aleluia. Sfinții, odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, și viață fără de sfârșit. Pe năsătoare Dumnezeu și Maica Luminii, pentru cântări cinstindu-o să mărim. Pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, pe care nu putea să căutau oștile îngerești. Iar pe tine preacurată s-a arătat oamenilor cuvântul îndropat, pe care marindu-l cu oștile cerând, pe tine te fericim. Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, cel ce sfârmi războaiele cu brațul tău cel înalt, cel ce prin negrăita întrupare și prin fătimirea ta cea de bunăvoie a unuia născut Fiului tău, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne-a arătat ca totdeauna, după jertfă, urmează și biruința și după cruce, învierea. Auzi-ne pre noi, păcătoși, ce ne rugăm acum puterii și iubirii tale de oameni, pentru ca prin puterea ta să păzești neamul nostru creștinesc, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea ta de oameni să-l rânduiești în ceata aleșilor tăi, iar sufletele robilor tăi celor adormiți, ce prin credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acelora, ca un nor de martori, ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta dezleagă și iartă-le lor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în cetatea celor aleși, așa și în cer, Doamne, să-i numeri în oastea sfinților tăi mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea ta, Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții, că acești viteji ostași, purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptule judecător, dăruiește-le în schimb cununa dreptății, iar nouă celor ce datorită lor trăim acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm și noi vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăției tale și pentru jertfa înaintașilor tăi, binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii săi și armata țării noastre, dăruindu-ne biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace, că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fraților, ne rugăm cu umilință lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletele tuturor răposaților noștri, în special pentru eroii patriei noastre, pentru toți răposații din comuna noastră și pentru toți drepții care se află acum în fața lui Dumnezeu și așteaptă mila și judecata sa, pentru că răscumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl și purtați pe umerii lui Hristos, Bunul Păstor, să se bucure de fericirea Sfinților în împărăția Regelui Veșnic. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, mântuitorul meu.
Eu însumi îl voi vedea și nu altul, și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, Mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, Mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei! Hristoase, îndură-te de ei! Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeule, Tu ești lumina credincioșilor și viața sfinților, Tu ne-ai mântuit prin moartea și învierea Fiului Tău, Te rugăm, fii milostiv cu toți eroii noștri și învelicește să te vadă în strălucirea veșnică pentru că au crezut în misterul răscumpărării, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Înțelepciune, binecuvintează. Cele ce s-a înălțat într-o slavă la cer și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maice, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din morți, și ale tuturor sfinților, sufletele fericiților într-o adormire, eroi ai neamului nostru românesc, în cordurile dreților să le așeze, Amin. În sânurile lui Avram să le odihnească, Amin. Cu dreptii să le numere, Amin. Iar pe noi să ne miluiască, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă, dă, Doamne, tuturor adormiților, robilor Tăi, eroi ostași luptători ai neamului nostru românesc, căzuți pe toate câmpurile de luptă în lagăre, în închisori și în deportări, pentru apărarea țării noastre și întregirea neamului nostru românesc. Și le fă veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Și din veac în veac și le fă veșnică pomenire. Hristos are din mort, cu moartea pe moarte călcând și celor de morminte viață dăruie. Rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iată nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacucenice, Părinte, binecuvintează. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai înălțat la ceruri pentru noi și pentru a noastră mântuire, Te rugăm, Doamne, binecuvintează prin noasele acestea jertfa și toate că se vor împărți pentru sufletele adormiților eroilor neamului românesc,
să le fie lor spre pomenire, spre iertarea păcatelor și rugăciunea spre moștenirea împărăției cerurilor, că sfânt ești pe toatele sfințești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să ierte, Hristos s-a înălțat! Hristos s-a înălțat! Hristos s-a înălțat! Și ne-a dăruit nouă viață veșnică, închinăm une înălțării sale, cele de a 40-a zi. Amin. Îi cinstim și îi voi cinsti până la sfârșit, că datorită lor ne-am păstrat concepțiile sănătoase și am rămas uniți, așa cum ne-a zis nouă Hristos, Dumnezeul nostru, pentru ca să rămânem în dragostea Lui. Datorită lor, a eroilor, a ostașilor și a luptătorilor români, ne păstrăm noi identitatea românească și tradiția sănătoasă și curată. De aceea, toți cei care încearcă să strice unitatea, toți cei care încearcă să strice comunitatea, nu sunt copiii lui Dumnezeu. Iar pentru unitate și pentru comunitate, cei care doresc să știrbească nu constituie pentru oameni decât un handicap. Să nu uităm aceste lucruri. Pentru ca moartea eroilor, a ostașilor și a luptătorilor români să nu fi fost în zadar. Noi suntem urmașii lor și datorită lor facem astăzi pomenire. Pentru că au luptat cu vitejie și aveau, să le spunem așa, valori. Și pentru ele plecau la război. Să nu uitați că așa era lozinca. Și de vom muri, mergem înainte. România nu moare. Dumnezeu să-i odihnească, să trăim și să-i pomenim. Da. Numai un pic. Vreau să mulțumesc în mod special soborului de preoți din localitatea noastră. Vreau să mulțumesc și preoților catolici care de fiecare dată au venit în mijlocul nostru și mi-a rămas în minte câteva cuvinte de la întâlnirea cu Papa Francis de la Iași, în care îi spunea de mână inclusiv cu preafericitul Daniel să mergem împreună, să ne rugăm împreună. Și a mai spus încă trei cuvinte care gândesc eu că ar fi bine să predomine în orice instituție, să predomine în fiecare casă, în fiecare familie, acele trei cuvinte: te rog, iartă-mă și mulțumesc. Și cu un mare cuvânt magic spunea cineva căci în momentul în care cărarea între vecini, între prieteni, între instituții va fi bătătorită de către oameni, asta înseamnă că se vor vizita și acolo va fi iubire și dragoste față de Dumnezeu și de apropiații noștri. Vă mulțumesc pentru faptul că astăzi ați venit în număr atât de mare aici să comemorăm eroii care și-au jertfit viața, care și-au jertfit și și-au pierdut pe toți cei dragi, pentru ca noi astăzi să ne aflăm aici în libertate, spunând așa: noi am câștigat itinerarele patriei, iar dumneavoastră aveți obligația să o mențineți neșterbită. Vă mulțumesc foarte mult, vă rog frumos să serviți din bucatele noastre, iar Dumnezeu să ierte pe toți cei care au fost eroi Revoluției, cei care au luptat în războiul de independență din 1877, toți cei care au luptat în cele două războaie mondiale. Nu în ultimul rând vreau să-i mulțumesc domnului profesor Sava pentru acea poezioară pe care au pus-o. Vă mulțumesc, domnule profesor, știu destul de clar că dumneavoastră v-ați inspirat numai din realitate, dar dacă o spuneați mai înainte, să audă și cei din opoziție, știu bine că nu le-ar fi venit. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc numai bine tuturor, să aveți capacitate și putere de muncă fiecare și vă așteptăm de fiecare dată, așa cum ați venit astăzi. Ați văzut, avem peste 35 de coroane depuse la Monumentul Eroilor. Vă mulțumesc!